Consilierul județean Marcel Simion propune legislativului de Alba pentru anul 2013 un proiect care vizează protecția drumurilor și a localităților cu perdele sau liziere de pădure. Conform consilierului, acest proiect s-ar putea realiza în parteneriat cu RomSilva și administrațiile publice locale. Plantarea de copaci pe marginea drumurilor județene este, în concepția consilierului județean Marcel Simion, un obiectiv important, prin care s-ar crea o protecție a căilor rutiere de viscole, vânturi și alte intemperii. De asemenea, viitoare liziere de pădure în preajma localităților ar însemna pentru acestea o oază de sănătate, de agrement, dar și un paravan de vreme rea. Pentru că suntem administrați drumurilor județene și știe pe drumurile noastre sau cam pe copaci pe care nu acum, consider că pentru anul viitor să ne gândim la un program să realizăm din nou această împăturire a nivelul acestor drumuri. Am în vedere, în opinia mea, patru comandamente importante care pot să o fac. Pe de o parte, se realizează o gestiune de ecologizare și de combaterea poluării. Pe de altă parte, se realizează o gestiune de valizare a drumului, pentru că acei copaci sunt foarte, foarte importanți, mai ales în zilele în care este și ceață și sunt probleme meteorologice deosebite. Pe de altă parte, mai puțin important, masa de noastră, care se poate obține și pe de altă parte, pe plan de timpul iernii, vedeți bine viscolele ce probleme creează la nivelul drumurilor și nu pot fi absolut protejate drumurile din cauza lor, pentru că nu sunt aceste bariere considerate naturale. Iar dacă considerăm faptul că ele nu costă decât doar în momentul plantării și o ușoară întreținere, nu ruginesc, că nu te aprezesc, nu se întâmplă nimic, consider că sunt risc pentru că este foarte important. Simion Crețu, consilier județean PNL, a abordat filozofic propunerea colegului de legislativ și a precizat că toți factorii de decizie trebuie să marșeze în 2013 pe proiecte de anvergură ce vizează dezvoltarea județului. Plecând de la cuvântul colegului meu, domnul avocat Simion, care într-adevăr e o chestiune profundă, filozofică, știți că zice că oamenii din localitățile care au pădure sunt altfel decât ceilalți din alte zone, eu cred că, într-adevăr, putem, noi avem suficientă pădure, dar putem crește în județul Alba să devenim și noi altfel. În județul Alba, împreună toate forțele politice, atât parlamentare, cât și reprezentanții guvernului, noi consilieri locali, primari care sunt aici, consiliile locale și cei care nu sunt aici, deci toată administrația publică județeană și locală, trebuie să ne concentrăm pe niște proiecte mari. E vorba de proiecte precum alimentarea cu apă, gestionarea deșeurilor, îmbunătățirea serviciilor medicale și de alte investiții importante, zonale sau locale.